această trăită s-a plecat până în 47 de 3 ori. Se pleca în duminica de Paști, se pleca în a patra zi de Paști când se pleca călăt și se pleca în duminica Tomei. Din 68 încoace venim de două ori, în ziua de Paști și ziua de încălecare, care coincide cu duminica Tomei. Iar tot grupul ăsta a început cu 4, respectiv cu 7 persoane. În 68, în 69 deja erau 27 și au început treburile. Dar ni s-a atras atenția la vremea respectivă, vă dăm voie să participați la această tradiție cu condiția să veniți la sărbătorile comuniste. Am fost de acord, sigur că da. Dar chestiunea a fost foarte interesantă, pentru că profesorul Istrată, care răspundea dejun la vremea respectivă, ne-a spus sunt două condiții pentru care vă lăsăm să vă manifestați. Fără biserică și fără Hristos a înviat. L-am întrebat, doamne profesor, dar eu sunt călare, ăla după margine mă salută cu Hristos a înviat, ce fac? La mulți ani! Asta a fost. Thank you.
a strănit la masa călătății în 2018 și pentru ce nu este tradiția, aș vrea să cântăm cu toții Hristos a înviat. Pentru aceasta dau microfonul Vătafului să dea un ton, iar apoi membru de onoare și Vătaful de onoare, domnul Vasile Prișcu, o să ne spună câteva cuvinte, pentru că anul acesta este un an care rotunjește niște cifre, adică 50 de ani de când în 1968 s-a reluat obiceiul junilor după ce a fost interzis de către comuniști de 20 de ani și 100 de ani de la centenarul Marii Unii. Eu vă urez petrecere frumoasă și dau cuvântul Vătafului. Țin să vă mulțumesc și eu pentru prezență și să cântăm Hristos a înviat. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte, călcând și celor din mormânturi, viață dăruindu-le și celor din mormânturi, viață dăruindu-le și celor din mormânturi, viață dăruindu-le. Hristos a înviat! Hristos a înviat! Hristos a înviat! Mulți ani, băieți! Să trăiți la fel! Ca cel mai bătrân din această societate de jurnalizași obiectiv, vreau să vă spun câteva cuvinte. Din postura celui care a reluat tradiția jurnalizași obiectiv, nu de pe uliță, nu din gază, ci de la tata și de la bunicul meu. Deci sunt a treia generație de jurnalizași. Dacă citiți istoria, istoria poate fi de două feluri. Poate fi o istorie adevărată, scrisă, povestită, comunicată de oameni responsabili, sau am descoperit că s-a făcut o istorie a perioadei în care eu am fost secretar general, deci 26 de ani, de către doi indivizi irresponsabili.